Bună ziua! Mulțumim că sunteți prezenți și ați dat curs invitației. Iată, într-un loc inedit, altfel decât cel în care v-am obișnuit, o atmosferă mai prietenoasă, la o cafea, la un suc, venim în fața dumneavoastră de a prezenta un proiect. Un proiect în zona de est a județului Bacău. De ce zona de est? Zona de est, așa cum știm, există o discrepanță din punct de vedere economic dintre zona de vest și zona de est, așa cum reiesă și din strategia dezvoltare a județului. În ultimii 8-9 ani de zile, Consiliul Județean Bacău s-a plecat spre această zonă prin diferite investiții. Investiții, fie că este vorba de domeniul social, economic, educațional, și mă refer aici la investiții în parteneriat cu UNICEF România. Am investit în resursa umană, unde am completat și am întărit capacitatea administrației publice locale prin angajarea unor specialiști în domeniul educativ, în domeniul sănătății, în domeniul social, și mă refer aici la asistenții medicali comunitari, la asistenții sociali, la consilierii școlari. După aceea, la proiectele demarate cu alte organizații neguvernamentale care au venit în sprijinul nostru și al autorităților din zona de est, pe partea educativă și culturală, și în ultimii 5-6 ani de zile, prin investițiile făcute în infrastructura rutieră. Și m-aș referi aici la cele atât cu finanțări din bugetul local, din bugetul Consiliului Județean, atât celor cu finanțări atrase prin programe finanțate de Guvernul României, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, și la cele cu finanțări externe, prin Programul Operațional Regional. Aș aminti câteva dintre ele care se află acum în diferite etape de implementare. E vorba de drumurile județene pe Programul Național de Dezvoltare Locală, de la Motoșeni la Stănișești, de la Poncești, Mărești, Filipeni, până la Godovana. M-aș referi la cele din zona Lipova, Valea Mare, spre Roșior și spre județul Neamț. M-aș referi la cele cu finanțare externă prin Programul Operațional Regional, care se află acum, două sunt în faza de implementare, în faza de proiectare, și unul se află în faza de licitație. Reluat. E vorba de drumul județean de la intrarea în județul Bacău spre Podul Turcului, Motoșeni, Glăvănești, Răchitoasa, Colonești, Izvorul Berheciului, Secuieni, și de la Traian, pentru că din Secuieni până în Traian suntem pe drumul național 2F, de la Traian spre Prăjești, Dămienești și intrăm în județul Neamț și el continuă până în localitatea Horia până în Piatra Neamț. Aceste investiții vin să eliminăm aceste discrepanțe, să facem această zonă de est mai atractivă pentru cei care doresc să investească acolo și, de ce nu, și din punct de vedere agroturistic. Iar proiectul demarat de Consiliul Județean, care face obiectul discuției noastre de astăzi, vine în întâmpinarea celor pasionați de ciclism. Și am aici alături de mine profesioniști, iar împătimiți ai acestui sport și buni organizatori. Domnul Adrian Răspopa, pe care îl cunoașteți cu toții, domnul Bogdan Luca, un profesionist cu un palmares bogat în ciclism și este băcăuan de-al nostru, cu rădăcini chiar de pe Valea Zeletinului, și nu în ultimul rând, domnul europarlamentar Dragoș Benea, pe care iarăși știți că este un împătimit a acestui frumos sport. Este vorba de crearea unui portal interactiv. Asta vom prezenta astăzi, portalul bacau.bike,
prezintă o serie de trasee de ciclism prestabilite din zona de est a județului nostru. Designul adaptabil pentru orice tip de device, fie că vorbim de telefon, fie că vorbim de laptop, de tabletă sau de desktop, face ca portalul să poată fi accesat de oricine, din orice locație, în orice moment. Și am să-l rog pe colegul meu, domnul director Silviu Botez, aveți în dreapta pe ecran, accesând acest site, bacau.bike, pagina principală, și te rog frumos să faci un pic... Mulțumesc, domnule președinte, stimați invitați. Am fost o prezentare a portalului bacau.bike. Aș începe prin faptul că extensia bacau.bike ne-am dorit să fim cât mai aproape de iubitorii acestui sport, de cicliști. Nu există nici .com, nici .ro, pentru a fi accesat de pe orice dispozitiv direct se va introduce bacau.bike. Se va deschide ceea ce aveți în fața dumneavoastră. Pe scurt, sunt trasee predefinite. În momentul în care sunt accesate, imediat le veți găsi. De exemplu, Bacău-Strelicești, lungimea, înălțimea, elevația, plus o scurtă prezentare a traseului. La fel sunt pentru toate cele 12 cărți. Pentru toate cele 12 trasee predefinite. De asemenea, oricine își dorește, poate intra, poate accesa site-ul și poate propune un traseu. În partea dreaptă, cu verde, pe tablul cu verde, se vede propunerea de traseu. Bineînțeles, propunerea de traseu va ajunge la noi, la administratorul site-ului, va fi verificat și, bineînțeles, apoi va fi aprobat. O altă noutate pe care o vor puteți găsi, în cel de-al doilea tab din dreapta sus, veți regăsi starea drumurilor. Asta e, Silviu, asta e. Până la urmă, asta e ideea. Blochează aici. Starea drumului. Vorbim de 500 de kilometri la dispoziția cicliștilor. Eu cred că putem defini această zonă ca un paradis al iubitorilor sportului pe două roți, pentru că zona este cu infrastructură superioară altor zone, beneficiază de trafic redus de automobile, este o zonă extrem de pictorească, sunt aproape 500 de kilometri, din care 360 într-o stare foarte bună, iar 140 într-o stare care urmează a reveni foarte bună în următorii 2 ani. Vorbim de drumuri naționale asfaltate, vorbim de drumuri județene asfaltate și de drumuri comunale asfaltate. Practic e un portal care pune cap la cap toate aceste obiective, unele aparțin de Ministerul Transportului, drumurile naționale, altele de primării, drumurile comunale sau drumurile județene de Consiliul Județean. 500 de kilometri care pot fi, pe care cicliștii pot accesa oricând și în care traficul este mai redus decât în alte zone, ceea ce este un lucru extrem de important pentru siguranța și securitatea celor care vor să se bucure de sportul pe două roți. Și trebuie spus că această hartă va fi în permanență actualizată cu fiecare obiectiv pe măsură ce va fi modernizat, pentru că anul viitor, asta spunea și domnul președinte, sunt multe obiective care mulți kilometri care vor fi modernizați. Programul operațional regional, PNDL, sunt tronsoane, zeci de kilometri de drumuri județene care anul viitor vor fi și ei la dispoziția cicliștilor și vor completa cei 360 deja extrem de buni. Este o zonă valonată, este o zonă cu mai multe tipuri de relief. Orice ciclist, biciclist, montaniar de șosea, nu are cum să nu fie mulțumit de acest relief. Și acest lucru nu este lipsit de importanță. Ne gândim să punem mai mult accent pe toate aceste trasee privind siguranța cicliștilor pe aceste trasee. Prin amplasarea unor indicatoare care să vină în întâmpinarea cicliștilor, să fie mai prietenoase, ca să zic așa, și
și utile cicliștilor. Ne vom gândi, dincolo de indicatoarele care le știm, care sunt standardul de circulație. Sigur, asta este o știre, iar a doua știre, ca să pasăm și colegilor noștri, că Bogdan Duca este cel mai titrat ciclist al Bacăului, este cu rădăcini în Moldovei, chiar, nu? Suntem în Bacău. Are rădăcini la Răchitoasa. Noutatea vine de la Adrian Răspopa, pilot de raliuri, nu știați, de organizator de competiții cicliste, care vrea să aducă acest circuit Road Grand Tour și în județul Bacău. Road Grand Tour este un circuit de evenimente ciclistice care sunt organizate. Mulțumesc frumos, organizat de Alex Ciocan. Alex Ciocan în lumea ciclistică este un personaj foarte cunoscut, este multiplu campion național și odată cu retragerea lui a construit acest concept care se cheamă Road Grand Tour, care funcționează de câțiva ani de zile și deja face trecerea de la ciclismul amator către zona de profesioniști. Având șansa și cunoscându-l în urmă cu câteva luni, am acceptat, sau să zic așa, ridicându-mi mingea la fileu, e un challenge nou pentru clubul pe care și echipa cu care eu o conduc. Vorbim de Clubul Sportiv Rally Spirit. Dumneavoastră mă cunoașteți sau ne cunoașteți pe noi ca și organizatori al Raliului Moldovei. Trebuie menționat că acest club de-a lungul anilor a organizat atât gala de K1 la Onești, facem de 4 ani de zile în parteneria cu Primăria Sinaia Winter Air Fest la Cota 2000, este un concurs de snow kiting. Vara organizăm concursuri de kitesurfing pe litoralul românesc. Plaja de discipline sportive pe care le acoperă clubul nostru sunt pe mai multe direcții și iată, la anul am introdus Bacăul sub denumirea de Turul Colinelor în circuitul Road Grand Tour și chiar ieri am avut plăcerea împreună cu domnul Alex Ciocan și cu Bogdan să facem turul complet al acestui circuit pe care domnul președinte vi l-a prezentat și din punct de vedere al nivelului dificultate, starea drumului și ce va întâmpina toți bicicliștii care vor lua startul aici, Alex ne-a asigurat că este un traseu foarte, foarte bine cotat, foarte ofertant și așteptările noastre sunt să avem undeva la 400 de înscriși. Este după Paștele Catolic și Paștele Ortodox, 25-26 aprilie. Venim în întâmpinarea comunității băcăoane. Pe 25, sâmbătă dimineață, vom organiza Road Grand Tour Kids, adică pentru copii. Va fi o cursă în centru și toată lumea care dorește să-și înscrie copilul la această cursă o va putea face, însă vom veni cu detalii despre acest concurs în apropierea lui. Ce este de notat este că suntem în calendarul Road Grand Tour și că ne vom concentra să putem să avem o cursă în primul rând sigură în orice disciplină sau de fiecare dată când am organizat un concurs, partea de siguranță și zona de safety a fost primordială. Acest lucru ne dorim și aici, să avem o cursă fără niciun fel de eveniment și incidente și să plece lumea cu o amintire frumoasă de la noi. L-aș ruga și pe Bogdan să ne spună câteva cuvinte despre impresia pe care i-a lăsat-o circuitul pe care l-am văzut ieri. Traseul propus. Traseul. Da, astfel de inițiative nu pot decât să mă bucure că sunt de aici, din Bacău. Majoritatea traseelor ce sunt momentan, fiind în actualizare, m-am antrenat încă pe ele. Și având și confirmarea lui Alex Ciocan ieri, că e un traseu ce se ridică la standardele impuse de el, nu poate decât să mă bucure. Haideți să vă spun ce înseamnă Road Grand Tour. Eu personal am accesat până la 40 de ani, nu știam că există un castru roman în județul Sălaj. Nu fusesem la Pucioasa niciodată, nu fusesem la Seciu niciodată, nu fusesem la Târgu Mureș niciodată. Am ajuns datorită acestor concursuri.
organizate de Alex Ciocan, care sunt bine, nu e ușor să organizezi asemenea circuite, presupune o logistică importantă. Bogdan știe mai bine ce înseamnă aceste concursuri. Chiar nu e ușor să organizezi un concurs de ciclism, dar ținta cam asta este, să promovăm această zonă. Și v-am dat din experiență personală 4-5 locuri unde am fost după acest concurs. Sunt convins că vor veni foarte mulți din zona Moldovei, Galați, Vrancea, până la Botoșan, Suceava, Iași, Neamț, Vaslui și cu siguranță organizatorul va capta și din zona Bucureștiului foarte mulți, pentru că a rămas efectiv surprins de traseul propus și prin dificultate și prin pitoresc. Scuze-mă. Nu mai aveam nimic de completat. Eu am să fiu mai... Da. Și în felul ăsta vor descoperi la Răchitoasa din mănăstirea și bijuteria din zona respectivă, acasă la George Apostol, la Casa Memorială, la Stănișești, sau Grădina Botanică de la Prăjești și așa mai departe, dând câteva exemple. Pentru asta vor fi create pagini de Facebook și Instagram, tot pentru o comunicare cât mai rapidă cu utilizatorii. Poate ar mai trebui menționat că valoarea acestui proiect e la 32.000 de lei, pe care a plătit-o Consiliul Județean și nu știu dacă best mai e ceva de adăugat. Cred că întrebările de acum. Da, întrebări. Spuneai, Aleș, că doriți să s-au estimat în jur de 400 de participanți. Domnul Cipriu spunea și de posibilitatea ca aceștia, o parte din aceștia să vină din afara Moldovei, din București. E posibil să vină și din străinătate și aici mă refer zona asta, Moldova, Republica Moldova, Ucraina. Din discuția pe care am avut-o cu Alex Ciocan ieri, ne-a asigurat cumva că vom avea concurenți din Bulgaria și Ucraina. Sunt concurenți care vin la cursele lui din Road Grand Tour și mai ales Ucraina, care este aproape de noi, va fi foarte facil de a veni. Momentan vom lansa invitațiile și sperăm să existe un portal pe Road Grand Tour unde se vor face înscrierile și cum în apropierea concursului vom avea un update, vă vom ține la curent cu siguranță. Însă trebuie văzut pe ansamblu și ce înseamnă pentru Bacău și pentru noi, practic, pentru operatorii de turism și pentru întreaga comunitate. Eu zic că este un plus și odată cu Raliul Moldovei, iată, mai avem încă un eveniment mare pe care îl aducem în Bacău. Și cred că vom da ceva. Mă înțeleg bine și la tine, pentru niște detalii tehnice care poate să găsesc aici. În orice eventualitate, e bine să le punem. Bogdan, tu ai parcurs mare parte din asta, cunoști traseul. Pentru un ciclist, eu știu, de calitate medie, un ciclist amator care ar parcurge acest traseu, cu cât timp ar termina? După cum vorbeam și ieri cu Adi, pentru un profesionist, cred că e undeva la 3 ore jumătate, pentru un profesionist. Iar ca un ciclist cu pregătire medie, mai adăugăm o oră jumătate, cred, 2 maxim. E un traseu care, da, necesită o pregătire cel puțin medie. Te-au zis și vreau să-mi confirm că egalul între primul clasat și ultimul care trece linia de sosire a fi de o oră jumătate? Da. Bine, vorbim de primii clasați, oameni profesioniști care asta fac. Deci... Știu că ești o cursă contra coronavirus, nu? Deci hai să aminti de asta pentru copii. Copii de 2 zile, 25, 26. Deci am la cursa în zile. Da, practic sunt 2 zile de concurs. Prima zi, vorbim de ziua de sâmbătă, 25 aprilie, începe cu cursa de copii dimineață în centrul Bacăului. Ne-am gândit ca intervalul să fie între 10:30-12:30, iar în a doua parte a zilei vom face prima cursă pentru cei mari, când zicem așa, și dorim să închidem un segment de drum de pe centura Bacăului. Sperăm să avem un segment de măcar 10 km și aici va fi o primă cursă care va fi undeva între 25 și 30 de km, accelerare se cheamă, sau? Contratim. Și vom încheia ziua cu festivitatea de premiere a acestei prime curse
și o vom face în centrul Bacăului, iar a doua zi dimineață se va lua startul în, practic, în cursa mare de 115 km. Se va face un start festiv din centrul Bacăului, iar de la ieșire... Startul oficial va fi dimineață din centrul Bacăului, ziua de duminică, iar startul cronometrat se va face de la ieșire din oraș pe drumul spre Buhoci. Drumul spre Buhoci. Deci de acolo se va... Pentru comunitatea de cicliști din Bacău, aceste drumuri nu sunt noutate, dar cu siguranță concursul în sine și venirea circuitului Grand Tour în Bacău e o veste bună. Și o noutate chiar și pentru... E o comunitate de 300-400 care sunt convins că va primi cu bucurie această veste. Adi, trebuie să mai pui un asterisc, că e posibil la centura Bacăului, după ce se iau toate aprobările, de la constructor. Șantierul e al constructorului și, sigur, trebuie să se întreagă de formalități. Exact. Și deja începem munca la planul de securitate, la discuția pe care o vom avea cu poliția, cu inspectorul județean de poliție, cu ISU, cu pompierii, dar experiența de 10 ani de zile de organizare a Raliului Moldovei a construit în jurul nostru o echipă, eu așa o consider, și sunt convins că o să avem suport și pe acest proiect și nu vom întâmpina probleme. Aceste trasee care sunt în Bacopai, ați parcurs inclusiv traseul ăsta, vă vedem pe 26. Îmi doresc pe 26 să fiu aici. Am parcurs mult, în această zonă, de multe ori am fost în ultimii 3, 4, 5 ani, și acest traseu este unul absolut încântător. O bună stare a drumurilor. Sigur, logistica organizării nu va fi simplă pentru că sunt foarte multe intersecții unde efectiv trebuie foarte bine ghidați cicliștii ca să nu ne trezim cu ei pe la Orgești, pe la Huruiești, sunt pe la izvorul Berheciului, sunt niște puncte de conflict, să le zic așa, unde trebuie bine gestionată circulația astfel încât toată lumea să ajungă la finish la Mănăstirea Rachitoasă, care eu o consider o bijuterie arhitectonică a județului Bacău, ce merită mult mai multă atenție și mult mai multă promovare, cu atât mai mult cât este oarecum izolat în zona de est a județului. Eu vă spun așa, din punct de vedere a cicliștilor, zona de vest, care este înțesată cu drumuri naționale, este mai puțin atrăgătoare, deși se merge și pe Bacău-Mănești, Bacău-Comănești, Bacău-Onești, dar fiind drumuri naționale destul de aglomerate, ele ar trebui să treacă în plan secund în raport cu această zonă de est, care, repet, beneficiază de o infrastructură excelentă pentru cicliști și ceea ce nu este lipsit de importanță, pe uneori chiar poate fi foarte important, această liniște a zonei, trafic redus, ceea ce un ciclist are nevoie, pentru că e nevoie de siguranță în trafic. Eu sunt convins că vom vedea în următorii ani, acest eveniment sper să crească și sunt convins că în următorii ani vom vedea foarte mulți, de la an la an, tot mai mulți cicliști care vor veni în această zonă, fie că vin din zona Uneștiului, fie că din zona Bacăului, evident că este la îndemână. Practic, din orice punct al municipiului Bacău, în 10 minute a intrat în această zonă de est. Și de acolo încep să setezi singur traseul. Am mare încredere că ceea ce a făcut Consiliul Județean cu promovarea acestei zone, cu această hartă, va produce eco în comunitatea de cicliști a județului Bacău. Domnul Cicliști, de ani de zile sunteți partenerul Raliului Moldovei, partenerul stabil. Sunt șanse mari ca acest proiect să prindă și în anii următori. Vă pun întrebarea asta, v-au mai fost proiecte care au picat după un an. Da. Nu de-a vergurat, dar cum îl vedeți? Cum îl vedem? Ceea ce s-a întâmplat și în ultimii ani de zile, adică de la an la an a crescut numărul celor care sunt pasionați de acest sport biciclist și sunt asociații și grupuri întregi care... Și cred că asta e o necesitate, pentru că de aici a venit, la urmă, propunerea a venit din partea lor, nu am gândit-o noi undeva, așa, în birou.
Nu. Venită din practică, dintr-o necesitate de a crea aceste trasee și a veni în întâmpinarea lor. Eu sunt convins că de la an la an va crește și tot din practică, vă zic, din proiectele pe care le-am demarat până acum, o parte din cei care au venit și au implementat alături de noi, parteneri fiind, i-am regăsit după aceea pe Valea Zeretiun, venind de la București, în concediu. La Mănăstirile Hăchitoasa, la diferite case particulare de cantă, pentru că agroturismul încă e la început în zona respectivă, pe o rază de 50 de kilometri nu e nimic industrial. Absolut nimic. Deci aer curat, zonă frumoasă, e o zonă mai puțin circulată, așa cum foarte bine a prezentat domnul, și mult mai atrăgătoare din partea celor pasionați de ciclism. Este prima cursă de ciclism profesionist din zona Moldovei. Atenție, că nu există competiție de ciclism de șosea, da. De șosea. De MTB mai sunt multe chiar. Și ținând cont de investițiile pe care noi le avem, unele s-au concretizat, altele se vor concretiza, așa cum bine s-a menționat aici, în următorii 2-3 ani de către Consiliul Județean. Deci investiții, practic, sunt undeva la cele care le avem acum demarate, puse în operă, undeva la 25%, adică nici 25%. Deci în următorii 2-3 ani de zile vor mai fi încă 200 de kilometri în zonă asfaltați. Asta e o simplă întrebare pentru domnul Benea. Spuneați că ați accesat mai multe etape din Road Grantul, dar și parcurs, da? Da. Din cunoștințele noastre, poate să fie și o notă subiectivă, dar întrebarea rămâne. Poate exista un finish mai frumos decât cel de la Mănăstirea Hăchitoasa? Eu am văzut un finish frumos la Sălaj acolo, la Castru Porolescu. Chiar frumos, pe țărarea 10, în județul Sălaj. Nu știu dacă anul ăsta ar trebui să fie în mai, nu știu pe calendar, dacă apare... În mai e la Arad. Și nu mai apare Sălaj? Și Sălaj n-apare? Nu. Sălaj, vreo 2 ani la rând s-a făcut cursa acolo, un finish frumos la Porolițum, la Castru Porolițum. Sigur, am fost la Puceasa anul trecut. În noiembrie a fost o cursă foarte frumoasă, nici nu știam că există o cățărare în România, nici Bogdan nu știu dacă știa, la Sultanul aproape 30%, nu știu dacă aveți imaginea ce înseamnă 30%, 30% s-oprește motorul, poți să te și răscori, dacă, cu tot cu bicicletă. 30% e o pantă demnă de înfiorătoare, ce să zic. Fiecare curs are frumusețea ei, eu atâta vă spun că cu aceste concursuri și pe două roți am văzut colțuri din această țară pe care altfel nu puteam să le accesez. Și cred că asta se va întâmpla cu cel puțin 200-300-400 de concurenți în aprilie pe Văile Zeletinului. Să știți că un ciclist, ca să merge 100 și ceva de kilometri, trebuie să ai și respect față de natură și față de semeni și un anumit grad de cultură, să te bucuri de ceea ce vezi pe traseu, de finish, de colegi, de competiție, dar, repet, ceea ce vezi pe traseu. De multe ori în goana cursei nu prea apuși să vezi stânga-dreapta cât de frumoasă este natura sau cât de frumos este mediul înconjurător, dar cei care se bată locurile fruntașe cu siguranță văd mai puțin, dar cei care nu se bat pentru locuri fruntașe mai pot arunca un ochi stânga-dreapta și nu e puțin lucru, repet, nu e puțin lucru. Să Târgu Mureșul, de exemplu, la Târgu Mureș a fost un concurs foarte frumos în centrul orașului, un oraș absolut superb. Aradul la fel, Deva. Ciclismul e un sport care, pentru mine, faptul că de la an la an telespectatorii Eurosportului, cei care vizionează ciclism pe Eurosport, cresc cu 10%, spune multe, că românii încep să se uite mai cu atenție la acest sport și la televizor și să-l practice. Și să nu uităm ce înseamnă acest sport în țări ca Franța, Italia, Spania, Belgia, Olanda, sunt adevărate religii. Adică cu toții vedem în weekend-uri, dar când mai mergem afară, vedem ce se întâmplă în weekend-uri prin Italia, prin Franța, prin Spania, grupuri de cicliști care pleacă dimineața și se întorc seara și se bucură de o zi în natură. Până la urmă asta e frumusețea acestui sport. Repet, pentru cei ca mine, pentru cei ca Bogdan, e multă muncă, multă sudoare, lacrime, accidente,
nu știm dacă Bogdan va participa, pentru că are un circuit de un concurs. Da, în Croația, 5 zile de concurs în Croația. Sună bine așa 5 zile în Croația, dar credeți-mă că va veni stors de acolo. Da. Mulțumim frumos pentru prezență și dacă nu mai sunt întrebări. Dacă nu mai rămânem la socializare, nu? Da.